Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Business de livrare de droguri prin curierat. În București a fost treaba. Deci știrea este așa. O să credă lumea că vrem noi să ne ocupăm de asta. Nu, nu vrem să încercăm să înțelegem un caz. Nu, dar am descoperit și nu... Știți că suntem interesați de lumea de business, noi nu reușim să facem, dar ne place. Noi suntem cum sunt copiii. Când primesc o jucărie de aia complicată, o desfac. Exact. Ca să vadă cum funcționează. Nu înțeleg cum funcționează și nu mai pot să o pună la loc, așa suntem noi. Am rămas, noi nu mai primim jucării de desfăcut, dar știri mai primim din când în când și cu cât sunt mai complicate, cu atâta ne intrigă mai tare. Deci, fiți atenți, avem așa. Citez. În timp ce procurorii percheziționau locuința unui traficant de droguri din București, doi cumpărători, zice știrea inițială, s-au prezentat la ușă să cumpere droguri. Doi clienți. Întrebarea e dacă le-a făcut reducerea, având în vedere contextul, adică, bă, stați un pic, că sunt un pic ocupat, dar dacă tot de fidelitate. Da, traficantul vindea iarbă în București și alte droguri, lucra cu program, practic numai joia. Asta mi-a plăcut. Deci, mi se pare un job, practic o zi pe săptămână. Nu, bă, dar... Făcea pregătirea de weekend. Da. Omul nu era haplea. Nu. Mie îmi plac oamenii ăștia în viață. În rest... Joia. Odată, în rest dormi, te distrezi. De ce să rupi? Da, da. Eu mă gândesc dacă... Cum se trezea el joia ca să facă treaba asta? Adică cum... De câte alarme avea el nevoie începând cam de luni încolo? Să știi ca cum... joia să fie cât de cât trează. Un traficant corect, da. Nu consumă. Da. Și restul timpului ce făcea el? Te joci. Mai citea o carte. Cheltui bani. Mai vizita un muzeu. Da, organizare rețeaua, mă. Bun. Dânsul vindea cu kilogramul. Era îngrosist, cum ar veni. Uh-huh. Deci, procurorii și polițiștii au făcut descinderea și au ridicat 40 ceva kilograme de cannabis, 36.880 de lei și 750 de euro. N-a apucat să-i schimbe euro, erau... Sau era, avea încredere în moneda românească. Da, e clar că lucra cu lei. Zice domnul Isărescu, dacă aveți nevoie, încrederea în moneda română. Acum depinde și când au făcut băieții descinderea, că dacă au făcut-o joi, l-au prins cu bani în casă. Da. Și în timpul percheziției, de aici începe să se confunde situația, doi cumpărători au sunat la ușă, aparent să ia ceva. Cine e? Ascați! Asta n-am putut să rezist. Era reclamă. Acum stăteau ei acolo, ciu-ciu. Bun. Unul dintre acești cumpărători venea direct de la sediul DIICOT, unde tocmai se prelungise controlul judiciar într-un dosar în care era cercetat pentru trafic de droguri, firește, și a terminat treaba. Adevărat că cine și-ar fi închipuit? Da, a sunat la ușă, scuze de întârziere, am fost reținut un pic. Și, da, acest trafic, deci acum este știrea complicată, traficantul făcea pe curierul de mâncare ca să livreze droguri la clienți. Pe livratorul. Sau livratorii. El era doar baza și veneau curieri. El era bucătarul. Cum ar veni. El era firma. Da. Ăia doi de le-ai zis tu clienți până acum. Da, ei erau niște curieri. Ei erau livratori. Livratori. Erau parteneri în business-ul ăsta, cum ar veni. Aha, am înțeles. Ei lucrau cu cutii de-alea de mâncare. Da, nu spune firme, că nu e vina lor, dar aveau cutii de-astea marcate. Aveau cutii. Ăștia sunt... Adică... Sigur că e foarte rău ce fac ei, dar sunt foarte haioși. Da, da. Adică și ăla s-a dus la controlul judiciar. Mai aveți treabă cu mine? Că eu trebuie am să mă întorc la muncă. Că e joi azi. E joi. Uite, sunt cu cutia după mine. Joia v-ați găsit când livrăm. Bă, da, acum să știi, dacă te uiți la unii dintre curierii ăștia din trafic, nu mi se pare că unii dintre ei mai consumă din ce au în cutie. Cred că la cum merg printre mașini sau cum. Și aveau coduri. De exemplu, în loc de 10 grame de cannabis, spuneau o pizza vegetariană mare. Eu ți-am zis că pizza cu ananas e suspectă. E vegetariană, nu, nu e cu ananas, e vegetariană. Ia, ăsta și apără pizza cu ananas, frate, da, orice ceva... ar fi, stare, nu te legi de ananasului. Pentru 5 grame de droguri, eu nu știu ce 5 grame de droguri, dar mă rog, foloseam expresia pizza vegetariană medie. De 10 grame era vegetariană mare, okay. 5 medie. Dar și probabil cocaina era cu ananas. 5 grame? E exotică. Eu nu știu, dar mi se pare că e mult 10 grame, 5 grame, dar mă rog, nici mă pricep. Alte comenzi primite de bărbați erau așa, șampanie. O sticlă de șampanie însemna, fii atent, o sticlă de șampanie, un gram de stupefiante. Ai văzut? Și dacă erai tare, chemai să vină cu roaba, cred. Sau o prăjitură. Prăjitura însemna codificat un comprimat de ecstasy. Are sens, pentru că dacă Luca, de exemplu, mănâncă prăjitură,
capătă energie și ți-o pui pe aici, este agitat, corect, nu mai poți să-l oprești, înțelegi? Se turează tot. Ăsta, Doamne ferește să-i dai ceva, că el ți-o păie de la ciocolată pe bune. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.